A treia întrebare. Cum acționează soția când are suspiciuni legate de fidelitatea ta? Se transformă cumva în agentul de investigații? Deni și Dani. Deni, ți-a făcut un copil la 19 ani, te-a aranjat. El e băiat cu minte? Vreau să-mi spui acolo. Ce anume, Ciprian? Cipriane, Cipriane, ce-mi faci tu mie? Auzi, dacă mi-ar da, dacă mi-ar da cineva să fac o emisiune cu tine, cât ai vorbit tu? Numai cu tine, eu cu tine. Cât? Foarte puțin. Nu pot, mă, nu pot, dar cum să-l întreb ca să-l pun să vorbească mai mult? Las că-l pun să-mi povestească. Deni și Dani, deci, cum acționează când soția are suspiciuni? Se transformă în agent? Nu. Nu? Nu te verifică, nu, nimic, Dani? Nu. Ești așa băiat bun tu și serios? Da. Dar eu am auzit că ai lucrat prin Anglia, nu? Da. Câți ani? 4 ani jumate. Wow! 4 ani. Câți ani? Scuze, ce anume făceai acolo? Interioare. Și în acești 4 ani și jumătate erai cu ea? Sau? Ultimul an. Ultimul an. Și de câte ori ai venit acasă în acest an? Veneam de... Cam de 3 ori pe an. Și cum s-a desfășurat relația voastră? Foarte bine. Păi ea stătea acasă, ea avea 17 ani jumate. Da. Și avea un iubit în Anglia, plecat de un an. Și cum anume, practic, Deni, ce făceai? Vorbeați la telefon, pe Facebook, pe ce? Cum făceați? Da. Vorbeam pe Facebook, pe Skype. Când toată lumea ieșea cu iubiții, iubitele pe afară, tu ce făceai? Nu ieșeam. Și părinții tăi ce ți-au zis? Nu mi-au zis nimic. N-a zis mama ta, mă, Deni, mami, dai și tu 17 ani, mama, uite, toți colegii tăi ies afară, au iubiți, iubite, ei invită în parc, ei invită de ziua femei, numai pe tine, mama, nu te invită nicăieri nimeni. Tu ai stat și l-ai așteptat. Dani, pe cuvântul tău că nu ți-ai găsit vreo englezoaică de-aia mișto? Nu, că nu-mi plac, sunt vețive. Nu mai zice așa ceva. Nu prea există englezoaice mișto. Mai ziceți, mă, așa ceva, ce aveți? Eu am stat în Anglia 2 ani. N-am fost la facultate, în Anglia. A, și nu ți-au plăcut? Doamne, puțin, Dani. Ce specimen. Deci, practic, norocul lui Dani este că lui Dani nu i-au plăcut englezoaicele. Da. Asta este. Dar, Dani, ați reușit să duceți această relație la distanță un an de zile? Da. Măi, fratele, cum așa ceva? Și tu nu l-ai suspectat niciodată de vreo infidelitate? Că acolo în Anglia mai sunt și românce, ce crezi? Nu? Nu. Bă, bravo, o băia cu minte. 10 puncte. Alexandra și Ciprian. Când soția are suspiciuni legate de fidelitate, cum anume se transformă? A, uite, face scandal, zice ea, și îl zice, da, urât acționează. Alexandra, ți s-a întâmplat? Da. Hai că mutu! Și cum e cu mutu? Bine, oricum sunt foarte suspicioasă de fel și mi se par anumite lucruri. Nu, că dacă tu ești la el atât de cu minte, el n-ar omoră nicio gâză. Dar noi știm pe asta cu mutu, ce face. Ciprian, ți s-a întâmplat să fii cumva prins vreodată pe picior greșit? Prins, nu prins. Adică, prins, nu? Oricum n-am făcut nimic, dar... Ai acționat bine, nu te-a prins niciodată. Nu, nu. A fost doar în capul ei. Dar ce anume? De unde îi se păreau? De unde ți se păreau ție, Alexandra? Am găsit în telefonul lui într-o noapte, căutând, el dormea, am găsit ceva, o literă și zic, ia să mă uit eu pe WhatsApp să vedem ce e litera aia, fată sau băiat? Era fată. Aoleu! Ce literă era? Un H. Un H? Da. Un H și atât. Da. Și era o fată era pe WhatsApp. Fată. Dar tu, de obicei, așa când te plictisești și băiatul se culcă noaptea că vine ostoit de muncă, te apuci să-i verifici prin telefon. N-am mai făcut asta de ceva vreme, dar mai am curiozități din astea. Și, și la H-ul ăsta, cine era, dragă? Ai Hermina. Sunat? Bineînțeles că am sunat. Era la ora 2 noaptea? Da, și ai sunat? Da. Și ți-a răspuns? Mi-a răspuns. Hortensia. Și cum ți-a răspuns? Da, iubitule, ce faci? Era și ea cu cineva atunci. Nu cred. Când a răspuns, nu știu cine era. Păi de unde ți-ai dat seama că... Păi s-auzea vorbind, cine, ce vrea, cine e? Păi da, mai ales că suna un număr de bărbat, practic, de pe telefonul soțului tău, nu? Nu, sunam eu fără număr, cu lipsă număr de pe telefonul meu. A, așa ai sunat, dar era mișto să sun de pe telefonul lui ca să vezi nu dacă i-am gândit da, iubi, la ce asta. Faci? Ia să te gândești data viitoare. Da, iubi, ce faci? S-a culcat nevastă ta? Bine, hai să vorbim. Bună idee. Și totuși, cine era la litera H, Ciprian? O fostă colegă de-a mea, nu... Nu era nimeni important. Auzi? Și dacă nu era nimeni important, de ce ai spus doar H?
Așa mi-a trecut prin cap. Așa ți-a trecut prin cap. Cipriane? La repezeală. La răpăzeală. Dar H, de la cine? De la ce nume venea H? Ce H? Pur și simplu, nu... Dar deci nimic tu, pe cuvântul anume. Tău, uite-te tu în ochii mei, că tu ți-ai salvat colega de serviciu cu H, că n-ai avut timp să scrii tot numele ei, că de fapt era doar o colegă. Nu, n-am avut timp. Așa... A fost pe moment să trec decât o literă. Pe cuvântul tău, pe cuvântul tău, Cipriane, că n-a fost nimic între tine și colega. Pe cuvântul meu. Da, n-a fost. Acum ar fi să zic acum. Ce ai spus, Alexandra? Cum ar fi să zic acum? Auzi, mai bine să nu zică, dar să ții tu minte. Data viitoare sunt direct de pe telefonul lui ca să vezi cum răspunde. Bună ea. Idee. Da? Da, la acum nervi nu m-am gândit. Nu te-ai gândit. Dar l-ai iertat. Ai trecut cu vederea. Am trecut. Deci ești mare agent 007, faci scandal, faci urât, ți-am dat 10 puncte. Loredana și Liviu! S-a întâmplat să acționeze soția ca un agent? Întreb mult, spune ea, și el zice, nu, are motive. Eu nu te-am întrebat dacă are motive. Eu te-am întrebat dacă e suspicioasă Loredana. Da, de-aia am și scris, nu are motive. Nu i-am dat niciodată un motiv sau să fie... suspicioasă, niciodată. Niciodată. No. Loredana, întrebi mult ce? A, dacă mi se pare mie ceva, cu toate că are dreptate, nu mi-a dat motive, dar la început atunci, fiind și diferența de vârstă foarte mare, automat că puneam întrebări. De toate. Dar nu vă este teamă, vă întreb acum și pe tine, Loredana, și pe tine, Alexandra, fiindcă aveți soți mai tineri ca voi, cu 5, respectiv 8 ani, da? Nu vă este teamă că va veni o vreme, că așa se spune, când femeile după o anumită vârstă încep să arate a femei, nu mai arată a fete tinere, la ele se văd ridurile, nopții pierdute, copiii își pun amprenta, responsabilitățile. Bărbații la 35 de ani cât o aveau, să fie în floarea vârstei. Voi o să aveți deja 40 și... Nu o să vă fie teamă că o să aibă chef de unele mai tinere? Eu nu. Mie nu. Pe ce te bazezi, Loredana? Pe faptul că mi-a demonstrat de atâtea ori cât de mult ne iubește pe toți trei. În primul rând, iubirea. Că... este foarte mare. Mă, Liviule, mă, dar dacă tu te-ai băgat într-o relație cu o femeie care avea deja bărbat și mai are și un copil, ce mă face pe mine să cred că n-ai să te bagi într-o altă relație cu o altă femeie pe viitor, care și ea la rândul ei poate e încurcată și pe tine te atâță și mai tare treaba asta și acționezi? A? Sincer să vă spun, mi-am găsit perechea. Bine, Liviule, bine.